Iulia este alături de noi. Să rămână, ia-l stată. Să rămână bine și bine venit. Nu știu cum se zice în germană, să rămână. Guten, sau unde a fost? Guten Morgen. Guten Morgen. În Germania, nu știu dacă poți să te așezi aici, s-au trosnit oasele până acum, unde vrei să... Mai bine acolo, mai bine, să rămână. Aici îmi place. Să rămână. Bine, pe tine te ajută și picioarele, că eu... Hai, stai tu acolo, vrei? Păi, nu, stai bine, tu acolo. Hai, stau eu aici, stai ok. Stai tu acolo, că bine, e mai bine. Așa, uite, mă pun eu aici. Așa. Așa. Oh! Opa. Pe tine te dor oasele? Da. Ah, bună. Cristian? Cristian, vino înapoi un pic. Avem nevoie de ajutor. A plecat. Am fost la concert, așa se zice, am fost la concert la Adel. Am fost la concert la Adel. Mișto? Foarte. Da, a fost o experiență pe care nu am mai trăit-o până acum. Și am fost la multe concerte, dar ca ăsta niciunul. Sincer, când a început să cânte, eu oarecum știam de pe rețelele sociale când începe concertul. Ei, a ieșit ea așa din scenă. Și când a zis "Hello, it's me", piele de găină cu totul. Și te uitai în jur, 80.000 de oameni care făceau toți așa. Și 10 minute așa am stat. Bă, acolo, de acolo sunt imagini, da? Da, da. München. München. Pe Messe Arena, o arenă construită anul acesta, cred că special pentru cele 10 concerte ale ei. Stai puțin, iartă-mă, dar 10 concerte numai 10 acolo? 10 concerte, inițial a vrut... Numai la München? Da. A câte 80.000 de bucăți fiecare? Da. Mamă. Da. Deci fata are aproape un miliard sau, mă rog, pe acolo de... Ideea e așa, nu? Că și München a ieșit în câștig. Am auzit cât am fost acolo un oficial care spunea că se așteaptă ca în urma acestor 10 concerte să încaseze primăria vreo, la bugetul local, da, vreo pentru... 500 și ceva de milioane de euro. Cât? Din Horeca și transportul în comun. Dar asta este o lume așa, pe rând. Așa. Tu, fană? Eu, mare fană. Deci fană. Fană. Bun. Fană. Dar ea a avut o perioadă de întrerupere, din câte știu, nu? A avut și de asta am vrut să merg acum neapărat, pentru că o să mai aibă una. Termină acum concertele în München, după care pleacă în state și are încă 10 bucăți. Și după și ia o pauză, nu știm pentru cât timp. Încă 10 concerte. Da. Bun. De ce terapie? Așa se simte? Da. Așa se simte. Da. Eu știu că mulți spun, a, te-ai dus la Adel, ce, o depresivă. Da, bine, da, piesele de râs, ei, într-adevăr, da, piesele ei, mă, nu e de râs, adică dar nu ți-e plâns. Rușine că ești fan, nu. Adel, știi cum să-i zice, da. Nu, să ne gândim, ea măcar toată depresia, toată supărarea a pus-o în ceva constructiv. Am înțeles. 80.000 de oameni pe seară, 10 seri. Și Irina Rimes a fost acolo, da. La concert, așa s-a spus despre ea, da, corect. Deci... Ce? Uite și tu cum arăta. Astea sunt de acolo. Da. Nu, chiar astea a fost... sunt pozuțele de acolo. Ai fost o gașcă mai mare? 7 ai de din casă am fost, acum. 7 fete am fost. Inițial, na, ele au venit cu ideea. Plecarea asta era programată de mult. Cred că de la începutul anului mi-au zis, eu am spus că nu știu cu programul, nu știu ce o să fac. Știi cum e, trebuia să vorbesc cu busul. Să cer voie. Da, totul până la busul. Și când mi s-a dat voie, bine, concertele, ea a început concertele pe 2 august și tot vedeam pe rețelele sociale, în continuu, imagini de acolo și am zis, băi, nu trebuie să merg. Și am sunat-o pe prietena mea, pe Andreea, și i-am zis la ce hotel stați și ce zbor aveți. Aveai bilete luate? Nu aveam nimic. A, nimic. Nimic. Cu 5 zile înainte am luat tot. Și am zis, gata, merg. Ea mai concertează în Europa sau asta a fost gata, trece Atlanticul și la revedere? Da. Nu, întreb pentru cei care ne privești și care sunt fani și care vor să știe dacă... Mai are 2, din câte am înțeles, pe 30 și pe 31, tot aici, la München, pe Messe Arena. Deci și după pleacă puțin. Pleacă? Nu, da. Bun, și acolo o să fie la fel aceeași nebunie. Dar ea, muzica ei este iubită peste ocean, muzica ei este iubită la fel și acolo? Da, cu siguranță. Bun. Cu siguranță în Vegas știu că ține seria asta de concerte, dar ea oricum în state a concertat mai mult decât în Europa. Am înțeles. Eu nu vreau să fiu răutăcios, dar colegii din cască mă întreabă dacă tot te avem aici, ce facem cu vremea? Ce facem cu vremea? Facem bine. A zis să cu vremea s-a mai răcorit. La mare plouă, am înțeles.
Și de ce te deranjează? Vrei să pleci la mare sau? Să plec la mare. Ai fost plecat toată vara. Ciucă. Ai greșit, nu mai bine tăceai un picuț? Da, da, serios. Mai bine tăceai un picuț. Eu nu am fost în vacanță. Iar tu când mă uitam pe Instagram. Hai să nu ne luăm că iau acum Instagramul, Grecia, Atena, toate alea, toate insulele. O dată am fost în iunie. Eu n-am fost. Vezi, îmi scot ochii dacă nu m-au zăpăcit cu Atena, deci tu ai stat, stai puțin, Iulia. Deci tu ai fost toată vara și acum întreb că plouă la vară, la mare și de ce să? Nu, am fost, am fost și eu de două ori, dar am făcut mai multe poze și le-am pus așa în fiecare zi să creadă. Hai văzut. Deci s-a răcorit, dar vine iar canicula. Caniculă, nu mai vorbim despre caniculă. Știi cum se spune, gata, după 15 august. Când încep soarele... școlile, știi cum se spunea pe vremea noastră. Mamă, nu, pe de la vremea noastră se spunea după 15... Sfântă Mărie. Da. La, 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 în pălărie, gata. S-a terminat. Soarele nu mai are putere, dar... Da, nu mai are forță. Nu mai are... Să ne întoarcem puțin la concertul. Să ne întoarcem puțin la concert. Nu, nu, serios, dacă aveți, dacă aveți posibilitatea, eu spun să... Acum e nebunia cu Oasis. Gata, că au anunțat că se reunesc după 15 ani, se pun biletele în vânzare pe 31 august. Mm-hmm. Dar văd că s-a creat o modă așa. Da, da, îi așteaptă și lumea și vorba ta, îi așteaptă lumea, dar așteaptă și vreo 400 de milioane, am înțeles, de lire sterline, pe care urmează să le ia la concertele astea și atunci vorba aia, te faci frate și cu fratii tu. Da, dar știi cum e, acum noi o gândim așa, dar din cei 400 de milioane, nu cred că le rămân. Corect. Că uite, construcția pentru Adele, conceptul în sine s-a numit Lumea lui Adele. A costat 100 de milioane și s-a făcut într-o lună. 100 de milioane? Da. Da, a fost cel mai mare ecran LED de până acum, nu știu, 220 de metri în lungime și 35 de metri. Iartă-mă un pic, are și melodii mai zbuciumate? Sau numai depinde de ce înseamnă iubire, zbuciumate. Da? Mai viu aia așa, adică nu numai că a plecat ăla de acasă, s-a despărțit, îl caută pe ăla, nu se întoarce, nu... Mai așa, mai antrenante are? A, nu prea. A. Nu prea. De ce plânge după ăla plecat? De nu mai plânge, că se mărită. Se mărită. Și chiar mă uitam cu fetele, ecranele alea imense, oriunde ai fi stat, n-ai cum să o ratezi, dar nici în el. Vezi fata după ce se uită? Măi, deci lume, omor, cel mai mare LED din lume, cu tare și asta, tu? Asta, păi cel mai mare LED din lume. Și ea ținea mâna? Uite așa. Numai așa făcea? Da. Deci când se operează? Nu știu. Acum curând? Urmează, urmează. E cu un basketbalist sau ceva, nu știu. Copilașa are? Parcă și născut a făcut are, ceva, are, nu? Are, are, că da, de stat așa mai mult. Angel, 12 ani. Așa de bătrân e? Da, dar e tânăr, are 36. 36 are? Da. 36. Da, 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 36. Da. Da, a suferit de mică, dar uite că a și câștigat de pe urmă. A suferit cu folos, eu așa zic. Da. De acum începe viața. Corect. Dar zine acum pe bune, mai prindem un weekend la mare? Că uite, uite-te puțin ce față are. Weekendul frumos, uite-te la el. Uite-te la el, nu trebuie pentru mine. Deci weekendul ăsta plouă, am văzut. Da, weekendul viitor poți să te duci. Plouă cu găleata, voia crina Aburdan să meargă, e foarte tristă că trebuia să plece azi. Ce să facem? Știu că e un festival pe acolo, o nebunie, nu știu, de asta vreți să ajungeți. Ia uite cum festival? Ciulit urechile când auzi de festival. Nu știam. Dar eu știu pentru că trebuie să merg la Constanța, eu sunt din Constanța și trebuie să merg acasă la Constanța să stau cu nepoțelul meu. Ia-și păstă. Părinții nepoțelului. Mersi. Vrei să avem grijă împreună de copii? Nu, lasă-l pe el să aibă grijă de nepoțel și tu îți vezi ale tale. Că tot te plângea că n-are cum să ajungă. Mergem împreună. Of, Doamne. Să rămână și mii de mulțumiri. Sper că te-ai... Mulțumesc și eu. Așa se zice chiar... că te-ai distrat? La concert? Da. Sau aici la voi? Nu, acolo. Da, m-am distrat. Chiar dacă piesele sunt triste... Repet, m-am distrat și sincer îți spun, eu nu cred că există om care să nu se regăsească în piesele ei. Cu toți am suferit din dragoste. Cred că și tu. Și... Ia uitați-vă, m-a certat medicul până acum și acum și tu. Cred că aveam încredere în tine. Ai suferit din dragoste sau da, nu? Da, dar n-am cântat. Am stat în nu e timpul pierdut, ciucă, tu ai suferit din sufletul dragoste. Meu și... Iulia, să rămână, mi-e mulțumit.